Biserica Schitului Sfântul Nicolae din municipiul Giurgiu și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram. Locașul de cult i-a primit ca ocrotitor pe Sfântul Efrem cel Nou și pe Sfântul Paisie Aghioritul anul trecut cu prilejul sfințirii. Sfânta liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, împreună cu un sobor din care a făcut parte și părintele protosinghel Epifanie de la mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos. În cuvântul de învățătură, părintele Epifanie a vorbit despre modelul de viață creștină oferit de Sfântul mucenic Efrem cel Nou. O mare bucurie a fost când am auzit că azi sărbătoriți în mănăstirea dumneavoastră pe Sfântul Efrem cel Nou de la Nea Macri. Sfântul s-a arătat în ultimii ani de foarte multe ori și este grabnic ascultător creștinilor. S-a arătat chiar în ultimele zile la una din mănăstirile din patria noastră, Grecia, în apropierea Atenei, în zona aceasta care se numește Nea Macri. Azi îl sărbătorim cu toții și ar trebui să închinăm toată cinstea și cuvântul nostru de azi, pentru că este un sfânt foarte mare, este făcător de minuni, în numele lui a ajuns în toate colțurile acestei lumi. Am avut bucuria să o cunosc pe Maica Stareță, care a descoperit moaștele Sfântului Efrem, foarte credincioasă. Acestei maici, Sfântul i-a descoperit viața sa și tot martiriul, deoarece nimeni nu cunoștea până atunci viața Sfântului. Părintele Epifanie e un prieten vechi al românilor, așa cum v-am spus la început. A făcut parte din conducerea Sfântului Munte Athos, din așa numită chinotică sau comunitatea Sfântului Munte, reprezentând mănăstirea Pantocrator peste 15 ani în această sfântă chinotică. În acea calitate a dat credit deosebit românilor care au venit în Sfântul Munte și le-a facilitat șederea. Când intri în Sfântul Munte Athos, iubiți credincioși și preacucenici măriți, parcă intri cu adevărat în Eden, în Rai, în Paradis. Acolo călugării trăiesc atemporal în afara Sfântului Munte. Se roagă, se ajută unii pe alții, se sprijină unii pe alții. Și vreau astăzi să dau mărturie de faptul că românii simpli, ca și călugări foarte pregătiți români, au fost ajutați de către părintele Epifanie. Evlavia credincioșilor de pretutindeni pentru cinstirea și prasnicul Sfântului arată, pe de o parte, minunile nenumărate către cei care vin și îl cheamă în ajutor, iar pe de altă parte, dragostea poporului român, care a știut să-și împroprieze în propria tradiție și spiritualitate persoanele care s-au adumbrit de Duhul cel Sfânt. Credincioșii prezenți s-au putut închina la icoana Maicii Domnului de la Letca Nouă și la un fragment din moaștele Sfântului Efrem cel Nou.